Și în fața ta stă ba. Ce l-ai întreba? Ei bine, l-aș întreba dacă chiar este adevărat. Eu prima dată l-aș întreba dacă nu visez. Bun, și după aia? Și după aia l-aș întreba dacă ar putea să-mi cânte una dintre celebrele lui piese. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Eu știi ce l-aș întreba? Ce? Dacă el consideră că în zilele noastre, adică în 2016, ar mai putea compune cineva așa piese de calibrul ăsta. Atunci când asculți concertul brandenburgic, da? Numărul 4, gândul îți fuge la culoarea galben. La culoarea galben. Bun. Caut în toate cuburile astea, care cub crezi că e al lui Bach? Lângă cine era Bach? Al lui Bach? Mă descurc. Da, așa-i. Ăla-i cubul lui Bach. Lângă el cine-i? Mai ții minte? Cine e lângă el? Uite că l-ai aici. A, lângă el e Aricel. Aricel. Scoatem asta și o punem pe aia la locul ei și o punem pe portativ.